Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara de transformare a turnului de apă din Iosefin în centru cultural și turistic va fi reluat în această lună. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru execuția investiției care implică renovări interioare și exterioare, inclusiv amenajarea unei cafenele și a unei săli de expoziții. Reabilitarea și deschiderea către comunitate a turnului de apă din Iosefin face parte din strategia noastră de renaștere a Iosefinului istoric. Această clădire emblematică pentru Timișoara va deveni unul dintre principalele ale poluri de atracție ale cartierului, găzduind evenimente culturale și educative. Decentralizarea spațiilor culturale este una dintre moștenirile capitalei culturale. Ambiția noastră e ca fiecare cartier al Timișoarei să aibă propriul spațiu pentru cultură și educație, a declarat primarul Timișoarei Dominic Fritz. Obiectivul refuncționalizarea turnul de apă din Iosefin constă în transformarea acestuia într-un centru cultural și turistic remarcabil, oferind comunității din cartier acces la o varietate de evenimente culturale. În plus, la 45 de metri înălțime va fi amenajat un punct de belvedere, oferind atât timișorenilor cât și turiștilor o perspectivă panoramică asupra cartierului istoric și a canalului Bega.